parte de deschidere aici la Mioveni. Mentalitatea occidentală, de corporație, de multinațională, este cea care a generat prosperitate, este cea care generează în continuare progres. Politicul trebuie să fie întotdeauna umăr la umăr cu acest tip de mentalitate și cred că de asta suntem astăzi aici, ca să arătăm că acesta este drumul către viitor pe care ne-am angajat cu toții. Primul nostru vorbitor astăzi, cel care va deschide seria de discursuri, este domnul senator Dănuț Bica, pe care îl invit alături de mine. Adresez câteva cuvinte, ca de obicei, la astfel de reuniuni. Obligatoriu să încep prin a le ura tuturor doamnelor și domnișoarelor prezente în sală o primăvară minunată și un an cu sănătate, cu putere de muncă și cu multe realizări, inclusiv în plan politic. De asemenea, le urez liderilor noștri naționali și celorlalți invitați bun venit în Argeș, județul în care s-au născut și au trăit fondatorii liberalismului românesc, familia Brătianu. Bun venit în orașul Mioveni, capitala automobilului românesc. Astăzi aici, împreună cu dumneavoastră, colegii noștri din Mioveni, participăm la un nou eveniment important pentru organizația PNL Argeș. Este vorba despre lansarea candidatului liberal pentru funcția de primar al orașului. Începând de astăzi, sunt convins că toți vă veți implica cu maximă energie și determinare, așa cum ne așteptăm, în bătăliile electorale ale complicatului an 2024, când în România, în premieră după 1990, vor fi organizate pe parcursul a numai 6 luni toate alegerile politice posibile. Pe 9 iunie știți foarte bine localele și europarlamentarele, în septembrie alegerile prezidențiale și la început de decembrie alegerile parlamentare. Iar rezultatele care vor fi obținute la Mioveni vor influența semnificativ și scorul electoral al Partidului Național Liberal în județul nostru. Sunteți capitala automobilului românesc, dar sunteți și cea de-a doua localitate ca număr de electori din județ. Așa că va conta foarte, foarte mult ceea ce vom reuși să... felul în care vom reuși să convingem electoratul din Mioveni ca să ne voteze. Mioveniul se află în momentul realizării unui restart administrativ pe care sunt convins că numai un edil liberal și o echipă liberală trebuie să-l gestioneze. Mioveniul este un oraș tânăr și dinamic, așa cum spunea Mihai, care are nevoie de un primar tânăr și dinamic pentru a se dezvolta și a se moderniza în continuare. Iar noi credem că Alin Călinescu este persoana cea mai potrivită pentru a juca acest rol. Îl felicit pe Alin pentru decizia de a veni în echipa PNL și pentru hotărârea de a se înscrie în cursa pentru funcția de primar. Este un coleg cu multe calități, este empatic, este harnic, este ambițios, este cunoscut și apreciat de comunitatea locală. Sunt convins că va fi un candidat de succes și un primar performant, cu viziune, cu forță, cu determinare și deschidere pentru abordări moderne și mai ales cu spirit de echipă. Și m-am convins că are spirit de echipă, văzând că într-un timp foarte scurt a adunat în jurul lui și oameni vechi cu experiență politică și colegi mai noi și a reușit să-i convingă și pe cei care
făceau parte în alte partide, oameni de valoare, să vină în echipa liberală de la Mioveni. Aceste însușiri pe care le-a dovedit în activitatea managerială desfășurată până în prezent îl recomandă din plin. PNL Mioveni poate și trebuie să câștige primăria orașului. De asemenea, sunt convins că Mioveni, Alin Călinescu... Eu sunt optimist și mai permit o paranteză, dacă tot vorbim despre performanțele doamnelor și despre urările pe care le-am făcut doamnelor, țineți cont că avem în sală două membre ale guvernului care au demonstrat și vor demonstra în continuare ce pot să facă doamnele în politică. Sunt optimist deoarece vă cunosc pe mulți dintre dumneavoastră, pe marea majoritate. Știu că sunteți oameni valoroși, hotărâți și bine intenționați, care pot să facă lucruri deosebite pentru binele comunității. Vă garantez că din partea conducerii PNL Argeș, în frunte cu doamna președintă Alina Gorghiu, veți primi un sprijin permanent și total. Sprijin permanent și total pe care îl vor primi toate organizațiile din județul nostru. Personal voi fi alături de dumneavoastră necondiționat. Mult succes, Alin Călinescu, mult succes echipei PNL din Mioveni. Mulțumim frumos, domnule senator. De 2 ani de zile am impresia, hai să nu zic impresia, mai bine să spun am certitudinea, că Partidul Național Liberal este singurul partid care inovează din punct de vedere politic, care mai mult decât atât inovează din punct de vedere economic și pentru ceea ce vă spun acum am și o dovadă. Există printre noi un domn care a lansat un concept care mie mi se pare extraordinar, un concept novator, un concept al viitorului. Este vorba de conceptul Pitești Tech City, lansat de domnul Mihai Coteț, pe care vă invit să-l aplaudăm, persoana care și-a asumat candidatura la primăria municipiului Pitești. Dragă Mihai, mult succes în implementarea proiectului tău, suntem alături de tine. Stimați invitați, dragi colegi, bună ziua în primul rând. Ideea e că nu poți să spui Mioveni fără să te gândești la Dacia, nu poți să spui Mioveni fără să te gândești la Pitești. Aici, în inima țării, avem o comunitate care s-a dezvoltat și a preluat din standardele pe care cei de la Renault le-au adus în România. Nu au adus doar modernizarea unei fabrici emblematice, ci au adus și oamenilor ideea de mai bine, de un lucru bine făcut. Dar orașul Mioveni nu trebuie să fie o insulă industrială și o destinație de la ora 5 la ora 17, ci un model de integrare împreună cu Piteștul pentru a continua și a dezvolta o zonă metropolitană puternică, emblematică. La fel cum brandul cu care ne mândrim că se produce la noi și care ne reprezintă în Europa. Cum facem să ne creștem șansele pentru un viitor mai bun? Alegând oameni care ne reprezintă. Alegând oameni care vor să lase ceva în urmă. Alegând oameni care sunt capabili să vadă viitorul și oportunitățile pe care acesta
ni le pune la dispoziție. Și aici mă uit la Alin Călinescu. Suntem într-o zonă care se bucură de infrastructură și întrebarea este, Alin, cum facem să nu mai lăsăm oportunitățile să treacă iar și iar pe lângă noi? Ce putem face? Răspunsul este foarte simplu. Trebuie să lucrăm împreună. Și aici vorbim de Pitești Tech City, care este un plan de dezvoltare a Piteștiului, dar nu numai atât, a întregii zone metropolitane și, în primul rând, a județului Argeș. Despre oportunitatea unui parc industrial în Pitești, noi vorbim de peste 25 de ani. La Arad, primul parc industrial a fost construit în 1999. Astăzi, Aradul... Deliberat, bineînțeles. Altfel nu menționam. Și de atunci și până acum, Aradul se laudă că are cel mai mare număr de investitori în parcurile sale industriale. Avem nevoie de un parc industrial în care tehnologia și componenta educațională să ne aducă în vizorul investitorilor. Doar printr-un parteneriat cu Universitatea din Pitești și investind într-un parc industrial, într-un parc tehnologic, obiectivul este să facem în așa fel ca împreună să atragem investitori și să venim în înaintarea lor în mod proactiv, arătându-le oportunitățile acestei zone. Parcul tehnologic este un proiect care poate fi realizat în termen foarte scurt. Acesta nu presupune investiții în infrastructură grea, nu investiții în hale, ci este nevoie de investiții în centre de pregătire, în inteligență, de zona metropolitană. Fără o zonă metropolitană sau o aglomerare urbană puternică, o regiune nu se poate dezvolta singură. Orașe cu administrații competitive, precum Arad, Oradea, Cluj, au pus la punct zone metropolitane încă de acum 20 de ani. Iar Piteștiul trebuie să înțeleagă că nu se mai poate dezvolta în mod izolat, singur, ci are nevoie de întreg arealul din zona sa, în așa fel încât să devină un adevărat motor economic pentru zona metropolitană. Iar conectarea zonei metropolitane va deschide și piața muncii și va aduce forță de muncă nouă prin conectivitate sporită. Iar acest lucru va duce la creșterea nivelului de trai a întregii zone. Oportunități avem, viziune avem, ce ne lipsește? Ne lipsește votul oamenilor. Pentru asta avem de muncit. Și este timpul să-i convingem pe oameni cu argumente clare că Partidul Național Liberal are specialiști pregătiți care să ofere o alternativă corectă și coerentă la actualele administrații. Poate că acum, la Argeș, lupta pare ca între David și Goliat, cu un PSD care este jupând de zeci de ani peste aceste zone. Dar arătându-le oamenilor că un viitor mai bun este la îndemâna lor, cred că este calea prin care vom reuși să răsturnăm această camarilă de la Argeș. Ție și echipei tale, pentru că doar împreună vom câștiga. Bravo. Mulțumesc frumos, Mihai Coteț. Într-adevăr, David l-a învins pe Goliat pentru că uriașul are întotdeauna picioare de lut, se prăbușește repede și aproape că mă simt tentat să fac o analiză parcurile industriale despre care tu vorbești și care niciodată nu s-au construit. Sunt lucruri de care s-au temut cel mai mult politicienii de până acum. De ce? Pentru că ele ar fi schimbat mentalități. Ele ar fi fost cele care ar fi schimbat perspectiva oamenilor și în felul acesta electoratul n-ar mai fi fost niciodată captiv, așa cum se întâmplă astăzi. Dar s-a întâmplat alt fenomen. Foarte mulți tineri, în căutarea altei vieți, altei mentalități, au părăsit Piteștiul. Sper să nu se mai întâmple niciodată așa ceva. Și uite, ultima știre pe care mi-au căzut ochii înainte de a veni la acest eveniment spunea că primul pod construit în județul Ilfov în ultimii 20 de ani a fost un proiect dat în folosință cu 6 luni mai devreme. Mie mi s-a părut o performanță,
Să știți că și noi vorbim despre poduri în județul Argeș, mai ales la Pitești, poduri peste râul Argeș și cine a fost atent pentru că am pronunțat județul Ilfov știe deja că îl invit alături de mine pe domnul Hubert Tuma, care este și artizanul acestui frumos proiect și important proiect. Bine ați venit! Bună ziua, doamnă președinte, stimați colegi, să știți că în Ilfov vom avea cel mai mare parc industrial în următorii 3 ani și modern din România, asta legat de parcuri industriale. Și vrem să concurăm cu cei din Argeș. E a doua oară când mă aflu aici în luna martie anului curent și mă bucur că văd o echipă din ce în ce mai puternică, o echipă care știe ce are de făcut. Nu am venit să-i spun lui Alin ce are de făcut, pentru că a demonstrat că știe. În funcția de director al Centrului de Cultură a reușit să transforme acest centru într-o instituție care într-adevăr contează în ultimii 6 ani de zile. În schimb, am venit să-i spun acest județ într-un județ modern. Și tu, Radu, ai nevoie de primari, de primari cu viziune, de primari precum Mihai, precum Alin, primari care știu să pună nevoile cetățeanului pe primul loc. Vă urez succes tuturor! Mulțumesc frumos, dragă Hubert! Vreau să vă spun că eu sunt un împătimit cititor de presă, am și făcut foarte multă presă, am și scris foarte mult și vă invit să răsfăiți așa pagini din Dilema Veche, din Observator Cultural și acolo veți întâlni la un moment dat niște articole extrem de interesante scrise de un domn care s-a apucat de politică și a înregistrat niște performanțe absolut interesante. Este vorba de primarul sectorului 6 București, domnul Ciprian Ciucu, pe care îl urmăresc de foarte multă vreme, da? Veniți lângă mine, sigur că da. Ale cărui articole le citesc cu foarte mult interes și pentru că ele reflectă totodată viziunea administrativă. Mii de ori la Mioveni, așa că pentru mine a fi la Mioveni este a fi acasă. M-am născut la Pitești, dar acum locuiesc în sectorul 6, în București. Locuiesc în jur de, la vârsta de 8 ani în sectorul 6. S-au mutat părinții acolo, am crescut în sectorul 6 și acum sunt primarul sectorului 6. Sectorul 6 este cel pe care intrăm în București când venim dinspre Pitești. Da? Iuliu Maniu, cel mai aglomerat bulevard, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre faptul că Argeșul trebuie să redevină este mult mai mare, dar Mioveniul este mai mic, dar economic stă bine. Da? Evident, este meritul oamenilor de aici și meritul Dacia. Dar comparativ, chiar dacă avem un spital și aici, na, se cuvin câteva felicitări celor care au ieșit să facă acel spital, dar dacă ne uităm la spațiul public, nu se văd banii aceștia. Nu se văd banii, pentru că am fost în foarte multe orașe de dimensiuni similare, care arată mai bine decât Mioveniul. Am fost printre blocuri, da? Înainte să vin aici special, am mai trecut o dată cu mașina și cred că se poate mai mult. Pentru că astfel de orașe au niște avantaje competitive semnificative. Iar miza care este? Miza este ca Mioveniul să crească, să se dezvolte. Așa cum s-a dezvoltat industria auto din zonă, trebuie să dezvolte mai mult și orașul și să fie mult mai similar cu ceea ce vedem în Brașov. Story.
meu de onoare. Eu, după ce am ajuns primar, între momentul în care am câștigat primăria și am fost investit în funcție, m-am suit în mașină și m-am dus la domnul Boc și m-am dus la domnul Bolojan. Imediat după ce devii primar și tu și Mihai, că vreau ca amândoi să fiți primar, da? Să veniți la București, da? Și vă pun la dispoziție tot. Pentru că dacă nu te apuci din primul an de mandat să livrezi, să faci ceea ce faci, ce trebuie să faci, după aia va fi târziu. Sunt convins, pentru că, uite, Adi Veștea, om cu foarte mare experiență, Hubert Tuma, om cu foarte mare experiență. Partidul Național Liberal are aceste resurse umane pe care întotdeauna le pune la dispoziția colegilor săi. Nu sunteți singuri. Da? Nici Mihai, nici Alin nu vor fi singuri. Domnul prefect, știu că o să fie viitorul președinte al Consiliului Județean și îi doresc foarte mult succes. Îl are aici pe domnul Veștea, evident, și pe domnul Tuma, care au această experiență și sunt convins că putem schimba Argeșul și îl putem face liberal pentru ani și ani de acum înainte. Mulțumesc, Alina, pentru invitație. Mă simt foarte bine la Mioveni. Aici o să vin, evident, ca acasă de fiecare dată cu foarte, foarte mare plăcere și haideți să facem Argeșul liberal. Mulțumim tare mult domnului Ciprian Ciucu. V-am spus că avem nevoie de inspirație de la el și iată că vine. Ceea ce remarc este o schimbare uluitoare care se produce în politica argeșană de vreo 2 ani de zile încoace. Foarte mulți candidați tineri, foarte mulți oameni tineri. Este o caravană liberală care a trecut prin foarte multe localități de vreo lună și jumătate încoace și a fost ca o infuzie de tinerețe și de optimism, semn că politica se schimbă. Lucru care trebuie să ne bucure pe toți. Un om care și-a asumat o candidatură extrem de curajoasă și extrem de puternică, cu multe proiecte minunate, este domnul Radu Perian. Mulțumesc, Mihai! Bună ziua, stimați colegi! Două vorbe despre mine. Sunt născut, crescut în Pitești. Am absolvit Liceul Bălcescu, actualmente Brătianu, și Facultatea de Drept din cadrul Universității București. Sunt avocat de profesie și 25 de ani am muncit doar în mediul privat. Am intrat în politică deoarece am considerat că numai din interiorul acesteia pot schimba ceva. Și în continuare cred că avem nevoie de o altă abordare. Iar această abordare trebuie să pună accent în special pe politica locală, pentru că acolo contactul cu oamenii este cel mai apropiat, este cel mai intim. Am pus în antiteză cu programul meu aroganța și mentalitatea de stăpân pe care o afișează actualul președinte al Consiliului Județean. Genul acesta de atitudine trebuie să dispară din administrație. S-a demonstrat că timp de 30 de ani se laudă cu câteva zeci de kilometri de asfalt. Oameni buni, Argeșul are 1200 de kilometri de drumuri județene. În ritmul acesta ne trebuie 20 de mandate de Ion Mânzână ca să avem asfaltate o singură dată toate drumurile județene din Argeș. De asemenea, spitalele administrate de Consiliul Județean Argeș sunt un dezastru. Ceea ce arată ne va aduce în situația în care autostrada Pitești-Sibiu va lua, în loc să aducă turiști în nordul județului, va lua oameni de acolo și va duce în zonele turistice din Vâlcea și din Sibiu. Din păcate pentru noi. Este clar că dacă nu gândim o rai și al dezvoltării economice, împotriva
liberali. Voi și de Mihai la despre infrastructura rutieră separat și, dacă se poate, împreună. Și nu pot să nu spun, în scurta mea luare de cuvânt, că avem aici, în Argeș, 4 gări regale, niște piese arhitecturale de excepție, ca niște bijuterii. Este o mică Elveție în jurul lor, care merită puse în valoare în viitor, într-un circuit cultural. Toate vor fi, cum să vă spun, ca perla coroanei, pentru că se încheie la necropola regală de la Curtea de Argeș. Avem poate o moștenire istorică și monarhică la fel de puternică ca cea a orașului Sinaia. Este aici, în Argeș, și trebuie să ne ocupăm de ea. Pentru că am abordat această temă culturală, care pe mine mă entuziasmează foarte tare, trebuie să vă spun că de când este ministru al culturii, doamna Raluca Turcan, șefa mea directă, a deblocat niște proiecte de anvergură, niște proiecte uriașe, legate de reabilitarea unor monumente istorice de prim rang. Unui sistem totalitar. Doamna ministru, bine ați venit! Mulțumesc foarte mult, draga Alin. A candidatului pentru primăria Mioveni, mi-a spus: Raluca, te rog frumos, vino, pentru că avem un băiat excepțional care va deveni primarul Mioveniului. Cum aș fi putut să spun nu când aici, în Mioveni, un oraș cu un asemenea potențial, avem o șansă excepțională ca liberalii să ajungă în fruntea administrației locale? Aici la Argeș și care depune un efort uriaș ca femeie, ca ministru, ca om de partid, a reușit să strângă oameni în jur în această organizație și mi-aș dori foarte mult ca proiectul ei politic să iasă aici în Argeș, având o echipă mult mai puternică de aleși locali în județ. Alina... Mă uit, să știți, cu foarte mare admirație. Eu sunt președinte de organizație la Sibiu, un județ în care avem președinte de Consiliu Județean, un număr impresionant de primari, din totalul primarilor de UAT, și mă uit cu admirație la efortul pe care îl face echipa de aici, din județul Argeș. Văd schimbarea, este evidentă, vă văd prezenți în mijlocul oamenilor, și centru cultural. Și nu este un simplu centru cultural într-un oraș din sudul țării. Suntem într-un centru cultural deja cunoscut la nivel național, un centru cultural cu o activitate culturală intensă, care ajunge la oameni
cu familii, la familii cu copii, care ajunge cu activitatea culturală dincolo. Asta trebuie manager bun, care să nu stea cu ochii doar spre bugetul de stat, are centrul cultural, avem în vedere pentru județul Argeș. Centrul cultural Mioveni se detașează și de fapt este umăr la umăr cu Muzeul Brătianu de la Villa Florica, să nu se supere domnul director. Dar când sunt oameni așa de buni, orice ministru este provocat. Și așa cum spunea și domnul manager, ca ministru al culturii am reușit aici în județ să demarez niște proiecte importante pentru istoria și cultura județului. Vom restaura Villa Florica, vom reface Biserica Golești, care în momentul de față se află în stadiu de proiectare, vom susține activități culturale în centrul cultural și vom înscrie Memorialul Pitești în lista indicativă a României pentru Patrimoniul UNESCO. Sunt doar câteva exemple. Și facem lucrul acesta pentru că aici în județ, așa cum spuneau și colegii mei, bazinul liberal este unul puternic și a fost un standard pentru liberalismul românesc ani la rând. Și mi-aș dori, prin echipa pe care ați început să o refaceți acum, să redeveniți exact acel far în sudul țării de liberalism autentic. De ce liberalism? Simplu, pentru că liberalismul înseamnă dezvoltare. Liberalismul este sinonim cu valori autentice, este sinonim cu democrație. Și de când PNL este la guvernare, oricât de mult s-ar strădui cârcotașii să îngenuncheze PNL-ul, trebuie să recunoaștem că PNL, la guvernare, a avut un rol dominant în atragerea fondurilor europene și o execuție de excepție, aproape de neimaginată, a fondurilor europene, în atragerea investițiilor străine, în dezvoltarea investițiilor de la bugetul de stat, în finalizarea câtorva reforme fundamentale pentru marile sisteme publice, așa cum sunt pensiile, salariile, asistența socială. Și de ce nu? Pentru mediul economic greu încercat după o criză sanitară cu criză economică, pentru mediul economic a reușit să asigure o minimă predictibilitate în materie de taxe și impozite. Acestea sunt lucruri care trebuie spuse și să ajungă la firul ierbii, acolo unde merg. Să avem o voce puternică și care să se impună în coaliția pe care am făcut-o cu PSD dacă n-aducem voturi. Și asta trebuie să fie responsabilitatea noastră, fie că vorbim de Argeș, de Sibiu, de Cluj, de Bihor sau alte județe din țară. Votul este cel care face diferența. Un PNL cu voturi multe, cu mulți aleși locali, cu primari, cu președinți de consilii județene, înseamnă un PNL puternic în coaliție și înseamnă o Românie puternică în Europa. Pentru că avem și alegeri pentru Parlamentul European. Și sunt încă oameni care cu o voce puternică și credibilă și cu profesioniști. Și am convingerea că pentru Parlamentul European, PNL își va desemna o garnitură de europarlamentari care să facă România
mult mai puternică și credibilă în Europa. Închei spunându-vă, dragi colegi, dragă Alina, dragă Alin, dragă Radu, dragi colegi liberali din județul cu PSD, este PSD-ul. Avem o listă cu Dulna, Mioveni, cum te-am salvat. Vorbi de dezvoltare a făcut un parcurs foarte bun din punct de vedere economic, dar am toată convingerea că va face un parcurs foarte bun și din punct de vedere administrativ prin colegul nostru, Alin Călinescu. Stimați colegi, vin după o bună perioadă de timp în care m-am implicat în administrația publică locală. Am avut șansa ca la 30 de ani să câștig primul mandat de primar. Am stat 12 ani în această poziție. Timp de 7 ani de zile am fost președintele Consiliului Județean Brașov. Sunt o serie de obiective care până la finele acestui mandat, dar ceea ce vă pot asigura este faptul că administrațiile liberale sunt cele care implementează proiectele atât din fonduri naționale cât și din fonduri europene cu succes, sunt cele care reușesc să facă diferența, iar acest lucru s-a întâmplat și în județul Argeș. Am fost alături de colega mea, Alina, în foarte multe localități. Am desemnat 53 de candidați la funcția de primar din cei 58 și vă rog să mă credeți că, similar Alinei, a unor oameni ca Mihai, a unor oameni ca Radu și altora care sunt în această sală de organizație Argeș, fiindcă poate nu au avut parte de o administrație competentă, de un management pe măsură, în așa fel încât să identifice cele mai bune persoane pentru a le pune în poziții de candidatură și care ulterior să-și demonstreze succesul. Cred că acesta este până la urmă rolul nostru, rolul pe care trebuie să-l exercităm vremelnic, dar de care nu trebuie să ne pară rău în momentul în care privim în urmă. Da, avem de păstrat o victorie pe care am avut-o în anul 2020. Partidul Național Liberal a obținut 34,6% față de PSD, care a obținut 30,6%. Este o dovadă că noi liberalii, chiar dacă am avut un număr mai mic de primari decât Partidul Social Democrat, a reușit ca unitate și acest lucru depinde de fiecare dintre noi. Mult succes tuturor! Mulțumim, domnule ministru Adrian Veștea. Realitatea este că atunci când stăm de vorbă despre oameni care au activități atât de ample, parcă și cuvintele par neputincioase, iar în acest moment când mă gândesc la aducerea infractorilor de peste tot din străinătate pentru a-și ispăși pedeapsa în penitenciarele din România, când mă gândesc la o mai bună integrare a femeilor în viața socială și în viața politică prin obținerea de funcții care angajează mari responsabilități. Când mă gândesc, nu în cele din urmă, pentru că este foarte importantă întreaga muncă politică derulată la nivelul județului Argeș, gestionarea resurselor umane, o viziune nouă, o viziune proaspătă asupra politicii de aici, ei bine, toate astea trebuie să poarte un nume și să numesc simplu Alina Gorghiu, ministra Justiției.
Menționez pe toți, pentru că avem nevoie de rețete de succes și avem nevoie să le aplaudăm acolo unde există. Și am să încep cu prim vicepreședintele partidului, Dan Motreanu, europarlamentar și un om extraordinar la Giurgiu. Am să merg mai departe cu Raluca Turcan, ministru culturii, care a demonstrat că Sibiul poate fi un diamant extraordinar pentru România. Ciprian Ciucu, primarul de la sectorul 6, singurul nostru primar liberal, sper să îi mulțim după data de 9 iunie, un prieten drag care tocmai și-a încheiat discursul, Adrian Veștea, care a fost președintele unui consiliu județean de mare anvergură și ministrul dezvoltării, un prieten drag mie care a depășit partea administrativă, când spun drag mie, este Hubert Tuma, colegul nostru de la Consiliul Județean Ilfo. Și lista, să știți, continuă și cu parlamentarii. Nu-l mai văd pe Andrei Alexandru în sală. Nu știu, uite-l acolo. N-a vrut să vorbească astăzi, dar să știți că e un om de bază la Giurgiu, colegul meu deputat, și mulți alții care ar fi vrut să fie alături de dumneavoastră, dar am preferat să fie organizația PNL Mioveni în sală și invitații se uită la... Pe acolo, cel care va scoate câmpul lungul din cea mai mare amorțeală în care a fost în ultimii ani de zile. Că vorbim de Alin Călinescu la Mioveni, Cosmin Petrescu la Curtea de Argeș, Ana Pănescu la Topoloveni sau Gabi Tudor la Costești, Iulian Călin la Ștefănești. Oamenii aceștia vor beneficia de sprijinul acestei echipe naționale, de sprijin guvernamental pentru toate proiectele. Asta e diferența dintre noi și alții. Că noi ne ajutăm primarii. Și un plus față de PSD este că primarii noștri ajută comunitățile cu fonduri europene, ceea ce, din păcate, în județul Argeș nu se întâmplă. Cine credeți că știe mai bine să guverneze România decât un partid care este legat de Argeș, un partid care este legat de locurile acestea, partidul care anul acesta împlinește nici mai mult, nici mai puțin decât 149 de ani. Și am să invit de astăzi pe toți liberalii din România să sărbătorească cu noi la Argeș în mai 149 de ani de liberalism. Pentru că este mesajul pe care PNL trebuie să-l ducă peste tot. Indiferent câți ne-au vrut răul, ne-am știut să rezistăm. Și nu doar că am știut să rezistăm, am știut să guvernăm, am știut să livrăm, am știut să fim. Despre valențele europene. Nu trebuie să ne fie frică să vorbim despre cât de important. La putere. Am împreună în ultimii 2 ani de zile de oameni perfecti pentru comunitățile lor. PNL Argeș are astăzi, când vorbim, și am închis cercul cu candidații pe orașe astăzi la Mioveni, cea mai bună echipă de candidați din ultimii 30 de ani.
Alin, ai completat echipa liberală și este exact semnalul de care aveam nevoie. Noi astăzi, dragii mei colegi, intrăm pe teren nu ca să concurăm. Uitați-vă la mine, am trecut de mult de etapa intrării într-o competiție de dragul de a intra. Am intrat în teren ca să câștigăm. Iar lucrul acesta trebuie să-l credeți fiecare dintre voi. Pentru că da, Radu Perianu la județ, voi fiecare localitățile lui, văd primarii în sală și le mulțumesc, sunteți ceea ce trebuie să fiți. Aveți un partid puternic care vă susține, aveți candidați buni în comunitățile voastre. De bun simț, de ce necesar pentru România. Evident că acest lucru nu-l facem de ieri, de azi. Partidul Național Liberal va susține în continuare proiectele pentru familiile din județul Argeș. Și pentru că vorbim de proiecte bune susținute, nu întâmplător sunt astăzi îmbrăcată în port popular argeșan. Am venit astăzi așa îmbrăcată pentru că Mioveniu merită respectul nostru. Mioveniu, de exemplu, împreună cu Alin Călinescu, a primit cu bucurie și a susținut organizarea paradei costumului tradițional atunci când Piteștul PSD-ist a refuzat să facă această paradă. Și Alin, îți mulțumesc de față cu colegii noștri pentru că ai avut îndrăzneala să susții cultura și portul popular românesc. Fosta administrație remarcabil și am mai făcut un lucru care pentru voi tineri e foarte important, Festivalul Analog, un brand al Argeșului care a adus zeci de mii de participanți. Eu personal anul trecut am fost unul din cei care a fost la Festivalul Analog și am fost tare încântată de ceea ce s-a întâmplat acolo. E important să avem un om care are legătură cu cultura și care să țină vii tradițiile românești și obiceiurile românești și folclorul autentic. Vorbeați de sprijinul cel mai important pentru un primar. Toți dintre voi ați vorbit despre cât de important este să simți că faci parte dintr-o echipă la nivel de Consiliu Județean. La Consiliul Județean, cred că am desemnat cel mai serios și mai articulat om pe care l-are PNL Argeș în momentul acesta. Sigur, unii vor spune că este prea serios, prea cinstit, prea sobru, prea nu stă cu trabucul în gură și nu face glume proaste de dimineață, este dedicat oamenilor, este pe stradă. Avem o echipă la conducerea Consiliului Județean, da, PSD, da, îndrăznesc să o spun, obosită. O echipă care nu îndrăznește să iasă printre oameni, să spună de ce avem cele mai jalnice drumuri din România, să spună de ce avem spitale absolut sub orice critică, de ce argeșanul pleacă la București să se trateze. O echipă care refuză să mai interacționeze cu argeșenii pentru că nu au livrat ceea ce au angajat în campania electorală. O echipă care n-a fost capabilă să facă nici măcar un parc industrial în Pitești. O echipă care a stat să vadă cum Transfăgărășanu, cel mai frumos drum de munte din Europa, rămâne închis jumătate de ani din cauza faptului că este nemodernizat și a trebuit să vină Partidul Național Liberal cu un proiect în județul Argeș ca să avem Transfăgărășanu deschis tot anul. O echipă care, la nivel de județ, din păcate, n-a încurajat turismul și multe altele. Pentru toate aceste motive, dragii mei, nu mai votăm aroganța, nu mai votăm delăsarea, nu mai votăm nimic din ceea ce înseamnă stagnare, ci alegem un proiect de dezvoltare împreună cu echipa Partidului Național Liberal.
O să închei și eu prin a vă spune că avem rezultate bune în comunitățile conduse de liberali, dar o să avem nevoie de un proiect articulat pe care în scurt timp îl vom prezenta public tuturor argeșenilor. Pitești Tech City, care înseamnă un proiect articulat de dezvoltare, nu e o invenție a noastră. Gândiți-vă că l-a avut Clujul în 2012 și a pornit la drum cu un proiect asemănător de dezvoltare economică locală și astăzi la Cluj se construiește un metrou. Deci se poate. Se poate construi, se poate articula, poți să dezvolți dacă ai cu cine și ai voință. Vreau să vă spun în încheiere că am încredere în tine, dragul meu. Ești un pariu al tuturor oamenilor din Mioveni care își iubesc orașul și care vor continuitate în proiecte bune și care vor amprenta ta de tânăr preocupat de dezvoltarea orașului. Și, dragii mei, pentru că auziți diverse de la colegii de coaliție, am crescut în Argeș. Mi-am întâlnit educatoarea la Băiculești, acum două seri. Mi-am iubit profesorii, am sute de prieteni de la Curtea de Argeș, Câmpul Lung, Pitești și Mioveni. Spuneți-le tuturor că nu voi pleca nicăieri din PNL Argeș până nu vom face performanță împreună. Rămân aici până când Consiliul Județean va fi liberal. Rămân aici până când administrația liberală va fi una performantă și doritoare de fonduri europene și cu grijă pentru argeșeni. Ăsta este legământul meu pentru dumneavoastră, așa că nu mai ascultați ceea ce vrea PSD să spună prin diverse voci. Nu plec nicăieri, am venit să câștigăm împreună alegerile, Consiliul Județean, primăriile și să facem treabă. Succes tuturor! Nostru speaker este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, este europarlamentar și este un foarte bun orator. Eu îl ascult cu multă plăcere de fiecare dată. Este un bun cunoscător al sistemului european, fie că vorbim de sistem politic, fie că vorbim de sistem administrativ. Doamnelor și domnilor, Dan Motreanu! Dragă Alina, dragă Luca, domnilor miniștri, președinți de consilii județene, domnilor parlamentari, domnilor primari, dragi colegi, sunt deosebit de onorat să vin astăzi la dumneavoastră și deși inițial mi-am propus ca astăzi să fiu în județul Giurgiu și ca alți președinți de organizații să-mi desemnez și eu candidații de primari și președintele Consiliului Județean, am preferat să vin astăzi aici, să fiu alături de dumneavoastră, să lupt alături de dumneavoastră pentru câștigarea de către PNL a județului Argeș. Am venit din trei motive. Din interes, dintr-o certitudine și dintr-o speranță. Din interes, ca să văd un oraș frumos, pentru că este un brand mioveniu, și vă mărturisesc că PSD acest lucru nu este caracteristic. Știți foarte bine că în România, și nu o spun cu aroganță, ci chiar cu modestie, toate administrațiile publice de succes sunt conduse de liberal. Am venit și pentru că am văzut de curând în Parlamentul European
o hartă cu locațiile importante din industria auto din Europa. Și evident că pe acea hartă era orașul Mioveni. Am venit și pentru că știu că orașul Mioveni este unul dintre orașele cu un PIB important la nivel european, este orașul cu cel de-al doilea PIB pe cap de locuitor din România și este cu mult peste media PIB-ului european. Am venit și pentru că știu că aici există această îmbinare, acest melanj între inovație și tradiție și modernitate. Mioveni are istorie, are cultură, dar este un oraș în care inovarea este undeva sus și este un exemplu de urmat. De fapt, asta face Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal este și modernizare. Suntem singurul partid din România care putem să facem acest lucru. Prin istoria noastră, prin faptele noastre. Suntem singurul partid care de-a lungul istoriei noastre a modernizat România pentru români. Și știu că aici, în Mioveni, toate aceste lucruri s-au înfăptuit și vor continua. Știu că aici, în Mioveni, există o componentă culturală puternică pe care a dezvoltat-o colegul nostru Alin. Știu că aici, în Mioveni, există o dorință importantă de modernizare și un exemplu pentru toată România. Am venit, v-am spus, și pentru o certitudine. Iar certitudinea este că Alin va fi primar. Și am dorit să-l cunosc. Și am venit pentru o speranță și o dorință personală ca în această zi, ca membru al Partidului Național Liberal de 30 de ani, spuneți peste tot, acest lucru trebuie să vă dea o dorință și o energie și mai mare. Acest lucru trebuie să vă împingă să mergeți în stradă, să povestiți cu oamenii din casă în casă, să le prezentați oferta noastră, să le prezentați echipa noastră, acești oameni tineri care vor să schimbe județul Argeș și județul Argeș să devină unul dintre primele județe dezvoltate ale României. Înainte de a urca pe scenă, Alina m-a rugat să vorbesc și politic. Și mă gândesc să vorbesc despre două lucruri importante care astăzi sunt în prim planul atenției publice, care ocupă un loc important al spațiului public, și anume despre comasare și despre candidaturi comune. Ați auzit foarte mult partidele de opoziție invocând caracterul nedemocratic al comasării. Și am să vă dau câteva contraargumente. Primul, acela că astăzi, sau pe 9 iunie, în Europa, vor fi alegeri comasate în vreo alte 7 țări. De exemplu, în Belgia, vor fi alegeri comasate atât pentru funcțiile regionale, pentru cele parlamentare și pentru europarlamentare. Care să mute alegerile locale în septembrie 2020. Dacă e să fim sinceri, aceste alegeri ar fi avut loc comasate, la termen. Deci nu este o stare excepțională, ci astăzi, prin acest lucru, încercăm să revenim la normalitatea, la uzuanța care a fost în România timp de 34 de ani. S-a spus, de asemenea, că aceste comasate ajută pe unii sau pe alții.
Eu cred că ele aduc un echilibru. Un echilibru între votul pe persoană și votul politic. Și când spun că aduc un echilibru, spun acest lucru pentru că dacă alegerile locale au fost întotdeauna caracterizate prin o prezență masivă la vot și un vot în primul rând pentru persoană și nu pentru partid, alegerile europarlamentare s-au caracterizat printr-o prezență scăzută și un vot mai important politic pentru lista partidului. Astăzi, prin această comasare, fiecare partid are de câștigat sau de pierdut în egală măsură. Unele partide vin cu reprezentanți importanți în alegeri, reprezentanți locali, dar poate nu cu un vot atât de puternic politic. Alte partide vin cu un vot politic la nivel național, dar nu cu oameni importanți în administrația locală. Prin urmare, nu pierde nimeni. Prin urmare, prin această comasare, cred că putem să întărim democrația și nu să o slăbim, așa cum spun partidele de opoziție. De ce? Pentru că democrația presupune, în primul rând, participare care duce la legitimitate și informare. Crescând prezența la vot, dar va fi o bătălie. În schimb, candidatura comună pentru Parlamentul European o pot descrie ca o echipă națională. O echipă națională care să luptă într-o altă competiție, într-un campionat european. O echipă națională care, pentru prima dată, poate, după 17 ani de când activăm în Parlamentul European, poate să meargă cu un proiect clar, mai presus de familie dat în următorul mandat parlamentar și pentru următorul exercițiu financiar 2027-2034. Pentru că Europa se schimbă. Pentru că Europa vrea să schimbe prioritățile în două componente importante pentru România. Politica agricolă comună și politica de coeziune. Sunt cele două politici importante pe care România le-a avut ca suport în dezvoltarea sa. Și pentru aceasta avem nevoie, pentru a prezenta clar proiectele României, avem nevoie de o echipă unită în Parlamentul European. În încheiere, vreau să vă spun că chiar cred în puterea dumneavoastră de a câștiga aceste alegeri. În politică,
vine la un moment dat și scadența. Și cred că anul 2024 este anul scadent pentru PSD. Anul 2024 va reprezenta anul în care Partidul Național Liberal va câștiga în Argeș. Și din acest moment, ca om, și mă repet, care fac politică în Partidul Național Liberal de 30 de ani, în momentul în care Partidul Național Liberal, și vă dați seama ce greutate stă pe umerii dumneavoastră, va câștiga alegerile în județul Argeș, Partidul Național Liberal va fi primul partid al României pentru o perioadă lungă de timp și viața românilor se va schimba în bine. Vă mulțumesc, mult succes, Doamne ajută! Mulțumim frumos, domnule prim-vicepreședinte Dan Motreanu. Într-adevăr, politica și fotbalul, nu știu cum se face, ni se intersectează întotdeauna în spirit. Sunt explicațiile pe care le dăm mereu și acum am să mă apropii de adevăratul motiv pentru care suntem cu toții astăzi prezenți aici, și anume Alin Călinescu. Drag Alin, în primul rând eu vreau să spun bine ai venit acasă, pentru că în România acasă înseamnă liberalism. România s-a născut ca stat modern. Mioveni, iar când vei spune prima silabă la acest microfon, ești deja primarul orașului Mioveni, iar eu îți doresc succes! Bună ziua, doamnelor și domnilor, doamnul președinte, domnule prim-vicepreședinte, domnilor miniștri, parlamentari, domnilor primari, domnule președinte al Consiliului Județean Ilfov, dragi colegi, mă bucur să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Se fac aproximativ 6 ani de când am pășit prima dată în Centrul Cultural Mioveni, în calitatea de manager pe care am avut-o și încă o am până pe data de 9 iunie. În primul rând, vreau să mulțumesc Partidului Național Liberal, Organizației Județene și Locale PNL Mioveni, pentru deschiderea de care dau dovadă și mă simt extrem de onorat pentru că mi-a fost acordată această susținere de a candida la primăria orașului Mioveni. Candidez cu curaj și cu o încredere foarte mare în victorie. Vreau să vă spun că iubesc foarte tare orașul Mioveni și îmi doresc, repet, ca acest oraș să fie condus de o echipă performantă, o echipă care cunoaște administrație, o echipă care știe politică, o echipă nouă, o echipă tânără și o echipă de care sunt extrem de mândru. Consider că punctele importante și esențiale care dau forță și unitate comunității Mioveniului sunt dezvoltarea economică, educația, sănătatea, cultura, sportul și religia. Mioveniul trebuie să aibă o forță economică pentru a oferi oportunități de carieră, dezvoltare profesională și antreprenoriat. Dorim implementarea mai multor proiecte care să transforme orașul într-un adevărat oraș european. Un oraș inteligent, un loc ideal în care să-ți crești copiii și să-ți construiești o familie fericită. De asemenea, foarte important pentru noua echipă și pentru noi, este să continuăm proiectele în desfășurare puse învățat și sunt convins că în acest moment este mândru de mine. De asemenea, avem proiecte care reprezintă un pas nou și important pentru orașul Mioveni. În perioada următoare vom prezenta în detaliu programul nostru de guvernare locală.
Cum spuneam, avem o echipă foarte puternică în spate și este pentru prima dată când mediul de afaceri din Mioveni se implică în mod direct în politică. În politica orașului nostru, printr-un membru ce se va regăsi în Consiliul Local. Vom acorda de asemenea o atenție specială și tinerilor din orașul Mioveni, așa cum am făcut-o și în calitatea de manager al Centrului Cultural. Dorim să avem o echipă tânără, o echipă performantă și o echipă care a demonstrat și noi vrem să transfere toată performanța pe care au demonstrat-o în domeniile lor de activitate către orașul nostru, pentru a face din Mioveni un oraș de top. Pentru că am fost crescut în spirit de echipă și vorbesc de echipă, sunt foarte importanți cei de aici din Mioveni care s-au alăturat echipei noastre și atenție, nu sunt puțini și vor veni din ce în ce mai mult. Zilnic vin către noi, să știți. Vom avea cea mai puternică echipă la Mioveni pentru 2024-2028. Aș vrea să mulțumesc la final mamei mele, echipei mele, oamenilor care cred în noi și care s-au alăturat într-un număr foarte mare în ultimele zile. De asemenea, mulțumirile mele se îndreaptă către organizația PNL Argeș, doamna ministru al Justiției și președinte Alina Gorghiu, domnule prefect Radu Perianu și tuturor invitaților care și-au dedicat timpul astăzi pentru a fi alături de mine și de echipa mea. Iar acum, dați-mi voie să-mi invit echipa pe scenă. Bănescu Anna, economist. Roxana Dumitrache, artist. Epecu Alina, manager. Dezdedeanu Dana, profesor. Crețu Daniela, profesor de istorie. Roxana Marinca, antreprenor, dar nu este astăzi. George Nustase, inginer și consilier local. Anton Gheorghe, contabil și consilier local. Arsene Gabriel, automobile Dacia, electrician logistic. Arti Lucian Marius, operator de calitate Dacia. Chirica Daniel, inginer și manager de proiect Dacia Renault. Cosmin Dragomir, inginer și manager de calitate. Marius Dumitrache, manager. Dan Fodoș, consilier local și consultant de dezvoltare urbană. Iordan Constantin, profesor. Jean Nicolae, manager și dealer benzinăriile OMV. Juvenile Ștefan, tehnolog și analist de calitate. Ovidiu Turbu, consilier local și inginer. Pravăț Emil, asistent medical. Avem și domnul sportului Mare Stoica, din păcate nu a putut fi astăzi prezent, dar va fi alături de noi, sportiv de performanță la FC Argeș, CSM Mioveni, Chiria Trăgoviște. Stoiculescu Ștefan, inginer și operator. Dragoș Tănase, antreprenor și manager. Sigurescu Alex, operator. Tutunaru Cătălin, economist și manager. Și ultimul, Cătălinescu Sorin, consilier local, antreprenor, secretar. Uitați-vă bine, aceasta este echipa care va câștiga alegerile locale la Mioveni și majoritatea în consiliul local.